stimați oaspeți, stimați reprezentanți mass media, astăzi avem un eveniment iarăși inedit în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Astăzi a fost, sau în această perioadă a fost lansat un nou echipament numit MALDI-TOF, care este un sistem automatizat de identificare microbiană, care este unic iarăși în Republica Moldova. Este unul din cele mai rapide, cele mai eficiente, cele mai precise și cele mai ieftine metode de identificare a microbilor și microorganismelor. Astăzi, la acest eveniment, avem alături de noi pe doamna ministru a Sănătății, Alla Nemirenko, domnul Scott Hochlander, director de misiune USAID Moldova, și doamna Stella Gheorghiță, reprezentantă Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova. Doamna ministru, vă oferim cuvântul dumneavoastră. Mulțumesc. Stimați domn director și, în primul rând, stimate domn director Scott Hochlander, țin să vă mulțumesc enorm din partea întregului sistem al sănătății pentru acest echipament, o contribuție enormă în capacitatea de detecție și capacitatea de activitate a laboratorului microbiologic al Agenției Naționale de Sănătate Publică. Iar cel mai important lucru este faptul că partenerii străini, partenerii internaționali sunt alături de Republica Moldova și apreciem enorm faptul că pe parcurs, în perioada de acțiuni a sistemului de sănătate, acțiuni de răspuns contra COVID-19, dumneavoastră ați oferit, agenția USAID a oferit ajutoare în sumă de 7 milioane de dolari. Acum, acest aparat, care este de fapt un aparat revoluționar, cu un cost pe care țara la momentul de față nu poate să și-l permită, un cost de aproape 300 de mii de dolari, un echipament foarte inteligent cu un sistem automatizat de identificare microbiană prin spectrometrie în masă, care se numește MALDI-TOF și înseamnă capacitatea de a detecta absolut toți microbii, tot tipul de bacterii, inclusiv realizarea pe gen, pe tulpină, pe specie, de asemenea detecția la nivel de ADN, ARN bacterian, permite ca noi să facem un pas foarte mare înainte în medicină în Republica Moldova. Problema cea mai mare cu care ne confruntăm este rezistența la antibiotici și acum, în perioada pandemică COVID-19, au fost utilizate în foarte multe cazuri antibioticele, nu doar cu scop de tratament, dar și cu scop de profilaxie. Uneori, în instituțiile medicale, medicii nu au posibilitatea să aplice antibioticul la timpul oportun, deoarece analizele microbiologice vin cu o întârziere foarte mare și nu este identificat acel preparat antimicrobian care este necesar. Capacitatea modernă a acestui echipament este că oferă aceste rezultate într-un timp foarte rapid. Mai mult decât atât, acest echipament oferă aceste analize cu un cost mult mai ieftin ale lor și, desigur, are o precizitate mult mai înaltă. Acest echipament și acest ajutor pe care l-ați realizat împreună în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății vine nu doar să ajute Republica Moldova în lupta sa cu pandemia, nu doar să fortifice laboratorul de microbiologie al Agenției Naționale de Sănătate Publică, deoarece el poate fi utilizat și în alte domenii, în domeniul farmaceutic și multe altele, cu alte scopuri, dar vine de fapt să revoluționeze medicina la noi în Republica Moldova, deoarece peste tot în lume acest echipament este unul de ultimă oră, astfel este, după cum am spus, un pas în viitor și vă mulțumim foarte mult, suntem foarte recunoscători, toată societatea medicală, deoarece aceste tehnologii ne vor asigura nu doar o obținere a rezultatelor mai rapide, dar ne va permite să ajustăm tratamentele, să le indicăm corect la timpul oportun și să avem rezultate mai bune pentru pacienții, pentru cetățenii Republicii Moldova. Mulțumim mult! Mulțumim, doamnă ministru. Permiteți-mi să ofer cuvântul domnului Scott Hochlander, director de misiune USAID în Republica Moldova. Faceți.
Bună ziua, Minister, Director, individual colleagues. Thank you for the opportunity to be here on behalf of USAID. This partnership, I think, is incredibly important in terms of, you know, facing one of the greatest challenges of our generation, and having everybody together to really work on building, in this case, the lab capacity of the Moldova health system is incredibly important. USAID's been very proud to help in this effort in terms of building testing capacity, as well as training the medical staff, adding equipment, as well as helping Moldova to be the first country in Europe to receive vaccines through the COVAX facility. Deci, în primul rând, bună ziua și vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de a participa aici. Într-adevăr, noi considerăm acest parteneriat între noi unul incredibil și de o importanță extraordinar de mare. Este o provocare foarte mare pentru generația noastră, zice eu, să încercăm să consolidăm forțele noastre, inclusiv în domeniul sănătății, și pentru noi este foarte important că putem acorda această asistență pentru consolidarea sectorului sănătății din Republica Moldova. USAID este foarte bucuroasă că poate contribui la consolidarea capacității de testare în Republica Moldova și de echiparea personalului medical din țară cu această capacitate. Inclusiv, la fel ne mândrim de faptul că Republica Moldova este prima țară din lume care a reușit să beneficieze de vaccinuri prin intermediul mecanismului COVAX. And including with this last assistance, as Minister, you pointed out, this brings the total of USAID assistance to 7 million, which is significant. We're very proud of that fact. And actually, it was really great to hear you describe the impact of this particular set of equipment. You're obviously much better and smarter than me when it comes to these sorts of things, but in terms of improving the ability, you know, of the health system to detect this disease, to understand it better, you know, what are the particulars of it is really incredibly important. Și într-adevăr, după cum ați menționat și dumneavoastră, doamna ministru, cu ajutorul acesta ultim pe care l-am oferit Republicii Moldova, asistența noastră ajunge până la 7 milioane de dolari și noi suntem foarte mândri de această asistență și considerăm că ea într-adevăr va avea un impact foarte important. Dumneavoastră a descris mult mai bine decât aș putea eu să o descriu care sunt meritele și care sunt cu ce anume ne ajută acest echipament, dar noi suntem foarte bucuroși să constatăm că acest echipament va ajuta personal medical din Republica Moldova și va îmbunătăți capacitatea acestuia de a detecta virusul și de a înțelege toate elementele, componentele acestea și care sunt diferențele între diverse versiuni. I'm very pleased to be sitting with WHO now. USAID, through both WHO and UNICEF, have been partnering pretty much, you know, from the beginning, near the beginning of this pandemic, in terms of really trying to help Moldova better prepare and respond to this pandemic. Și noi suntem foarte mândri de acest parteneriat pe care îl avem împreună cu OMS și cu UNICEF pe parcursul perioadei, practic de la începutul pandemiei, și într-adevăr ne-am unit eforturile pentru a putea ajuta și a contribui în lupta contra acestei pandemii. And just speaking of the testing alone, I know, you know, how much things have improved, you know, through some of the donations from USAID through WHO. In terms of moving from initially around 200 tests back in March 2020 to now really thousands per day, that capacity is just is manifold, become bigger, as well as just the laboratory access, you know, from being in Chișinău to really moving out to other parts, geographically important areas in the country. Și într-adevăr, este foarte important să constatăm și această capacitate de testare care am urmărit cu toții cât de mult s-a îmbunătățit și a crescut pe parcursul perioadei acestei pandemii, începând de la donații, când au început donațiile, când capacitatea de testare era de doar aproximativ 200 de teste pe zi, până în martie 2020, până acum, când sunt mii de teste în fiecare zi. Și în afară de aceasta, extinderea capacității acestea de la doar Chișinău până în toate regiunile importante din țară. And just to say, while this investment is incredibly important, you know, towards the overall response towards COVID, I just wanted to reemphasize the importance of vaccines, and really in terms of, we know from studies, from our experience, that vaccines really are the best, most effective, most economical way to get past this pandemic. And so I would encourage all the people of Moldova to please get vaccinated. There's vaccines available. I think that's
one of the most important things that we can do. Și într-adevăr, toate aceste investiții sunt incredibil de importante și vreau să reaccentuez încă o dată importanța vaccinurilor și conform tuturor studiilor sau cercetărilor care s-au făcut, se cunoaște foarte bine că vaccinurile reprezintă cea mai eficientă modalitate și cea mai cost-eficientă modalitate de a scăpa de această pandemie. De aceea vreau să beneficiez de această ocazie pentru a încuraja încă o dată toată populația Republicii Moldova să se vaccineze, deoarece acum avem acces la vaccin și o poate face oricare. And just to say, USAID, we're proud to be here today. We're going to be there tomorrow and the days that follow. USAID globally is committed and donated more than $9 billion to fight this pandemic. We're happy and proud of what we're doing here in Moldova, and we'll continue to work with you on this. So thank you again for the opportunity to be here. Mulțumesc. Și la fel vreau să spun că USAID este aici acum pentru Republica Moldova și va fi aici și mâine și poimâine și la nivel global USAID a oferit 9 miliarde de dolari SUA pentru a lupta cu această pandemie și noi vom continua să oferim această asistență și în continuare și suntem foarte mândri că putem să o facem și aici în Republica Moldova și vă mulțumesc pentru această oportunitate de a participa și azi. Mulțumim mult, domn director, pentru tot suportul acordat și general și concret cu acest echipament. Acum permiteți-mi să ofer cuvântul doamnei Stella Gheorghiță, reprezentant Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova. Bună ziua, onorată asistență, stimată doamna ministru, stimate Scott Hochlander, domnule director. Aș începe discursul cu a spune mulțumesc frumos poporului american și Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională pentru suportul oferit Republicii Moldova, dar și pentru fortificarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. În contextul combaterii pandemiei de COVID-19, Organizația Mondială a Sănătății cu Agenția pentru Dezvoltare a Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională a fost parte a răspunsului la COVID-19 și, de fapt, suportul s-a cuantificat în câteva domenii mari. Și unul din acestea a fost componentul de fortificare a capacităților de laborator, fortificarea sistemului de supraveghere epidemiologică la COVID-19, gestionarea, îmbunătățirea capacităților de gestionare a cazurilor clinice de COVID-19, inclusiv cazurile severe. De aceea, procurarea și donarea acestui echipament sofisticat în contextul combaterei pandemiei de COVID-19 este unul esențial, deoarece vorbim despre tehnologii moderne, revoluționare, care vin să contribuie la gestionarea mai bună a cazurilor de boală prin identificarea microorganismelor care sunt identificate la pacienții care fac forme severe de COVID-19 sau pacienții cu COVID-19 care se tratează la domiciliu. Deci acest echipament va permite ca într-un timp scurt să avem aceste rezultate și ca urmare tratamentul poate fi ajustat pe lângă faptul că vom avea în scurt timp identificate microorganismele, bacteriile identificate, vom putea să determinăm și profilul de rezistență, astfel administrând anume acele preparate antimicrobiene care vor da efectul scontat. De comun cu USAID Moldova au fost realizate un șir de măsuri și pe lângă faptul că la începutul pandemiei au fost procurate echipamente reactive, consumabile pentru diagnosticul de laborator, s-a fortificat că aceste capacități de testare la COVID-19 la nivel național au fost procurate un șir de echipamente prin care s-au dotat 10 centre regionale de laborator al Agenției Naționale de Sănătate Publică. Acest moment este crucial pentru că asta a permis acoperirea geografică cu testare de laborator și a permis sporirea accesibilității populației Republicii Moldova la testarea la COVID-19. Pe lângă faptul că au fost procurate echipamente și consumabile de laborator, au fost realizate un șir de instruiri pentru specialiști, în așa fel ca să specialiștii care gestionează aceste instrumente să poată să
utilizeze aceste instrumente și să ofere rezultate cu precizie înaltă într-un timp scurt. În concluzie, eu aș vrea să mulțumesc încă o dată partenerilor internaționali, vreau să mulțumesc Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională pentru suportul enorm și pentru oportunitatea de a aduce tehnologii în Republica Moldova și cu certitudine aceste tehnologii vor permite ca, pe lângă faptul ca să vedem finalitatea acestei pandemii COVID-19 inclus în Republica Moldova, va impulsiona și dezvoltarea ulterioară prin cercetări și studii care pot fi realizate în Republica Moldova. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Gheorghiță, pentru tot suportul și în această pandemie și la general. Acum, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, dacă întrebări nu sunt, putem să mergem să vedem utilajul. Mulțumim!